Respirații, în regia lui Radu Alexandru. Nica este o poveste de o oră și jumătate, interpretată de Andy Gherghe și Raizane, despre doi tineri care își pun problema de a avea copii în condițiile secolului în care trăim. Practic, Radu Nica a dorit să redea viața reală a unui cuplu în zilele noastre și iubirea care în situații extreme unește două suflete. Un copil? Respiră. Un copil? Mă gândeam doar. La viitor? Asta ne-ar schimba viața. Și mai e și planeta. Să folosim mai puțin. Că te panichezi. Nu. E clar că te panichezi. Nu panichezi. Ai crezut că tu vei fi cea care... Ba nu. Ba da. Ai crezut că tu vei fi cea care o să spui da, ok, acum e timp, o facem. Că o să trească să mă presezi, nu să mă convingi, să... Eu nu presez pe nimeni. Era doar o discuție, nimic mai mult. Doar o discuție, atât. Tu discuți, eu nu. Ba da, asta e o discuție. Începută de tine. Da. Așa ai decis tu, că e cazul să discutăm. E vorba despre doi tineri care își pun problema de a avea copii. E vorba în principiu despre oportunitatea de a avea copii în secolul 21, în condițiile de recesiune economică, de suprapopulare a planetei, de încălzire globală și așa mai departe. Și este urmărită viața acestui cuplu din primele luni ale relației, după aceea se ajunge la pierderea unei prime sarcini, despărțirea, faptul că sunt din nou împreună, îmbătrânitul împreună și până la moarte. Premiera va fi vineri, în data de 11 martie, și va avea loc în cadrul programului Underground la sala studio a Teatrului Ariel din Târgu Mureș. În data de 14 martie va avea loc a doua reprezentație. În data de 11 e vorba despre respirații, textului Duncan Macmillan, în traducerea lui Sorin Mircea Rusu, regia Radu Nica, cu actorii Raisa Aneș și Andy Gherghe, doi actori care sunt tineri importanți și lansați în acest nou spațiu pentru prima dată al Teatrului Ariel. Spectacolul se adresează publicului de peste 16 ani.